Flagelul corupției este adânc infiltrat în instituțiile de stat. O recunoaște însuși premierul Iurie Leancă, care spune că fără lupta cu acest fenomen, Republica Moldova nu va reuși să înregistreze o dezvoltare economică durabilă. Iurie Leancă a declarat aseară la cabinetul din umbră de la Jurnal TV că majorarea salariilor pentru judecători nu a fost cea mai bună soluție pentru reformarea sectorului justiției. Premierul a anunțat că va iniția o rundă de consultări, inclusiv cu participarea experților europeni, pentru a vedea de ce reforma stagnează. Există justiție, care e o altă putere în stat, și cu toate eforturile noastre de a-i responsabiliza prin mări de salarii, după jumătate de an constat că tot am greșit, fiindcă doar prin astfel de soluții nu rezolvăm problema. Avem probleme de sistem și probleme grave, fiindcă ei acționează ca un stat în stat, independență maximă, responsabilitate puțină. Există o rezistență imensă de a se reforma, de a se moderniza, de a schimba deprinderile. Din punctul meu de vedere, datorită și presiunii societății, și presiunii partenerilor din afară, noi ne apropiem de masa critică când înțelegem că nu mai putem trăi în așa mod. După mine, guvernul nu până la urmă este unul hotărât să meargă până la capăt. Acel pachet de legi anticorupție care a fost votat în noiembrie. Unica lege care nu a fost votată a fost acea ce ține de responsabilitatea disciplinară, răspunderea disciplinară a judecătorilor. Era în acest proiect de lege și acele modificări la lege, la o altă lege, în ce privește aplicarea testelor la poligraf. Ea a fost adoptată încă în 2008. Până acum, ea practic nu poate fi pusă în aplicare în momentul în care te menții la un nivel declarativ. Însă nu asiguri ca această legislație să fie efectiv implementată, bineînțeles că nimic nu se întâmplă. Cu 2 ani în urmă a fost domnul Barroso în Chișinău și a spus lucruri cam aceleași care le-a spus în speech-ul lui de acum. Am sentimentul unui blocaj, parcă nu mai există evoluție. Unde vedeți dumneavoastră acele piste unde am putea ieși din acest blocaj? Spre sfârșit de acum 2 ani, vă spuneam, cel puțin există mai multe dosare care implică procurori, care implică judecători, nu mai vorbesc de polițiști și vameși, care se află acum în instanță. Problema este, sigur, cu finalitatea acestor dosare. Lucrurile nu se mișcă repede. Cât nu ar insista cei care conduc statul Republica Moldova să ne spună că suflul politizării a dispărut din aceste instituții, nu o să le dau dreptate. Și asta se vede cu ochiul liber și asta spun și cei care ajung să caute dreptatea în instanța de judecată. Slujesc anumitor formațiuni politice. Procurorul șef poate, dar la procurorii totuși au fost numiți. Unde ajung dosarele cele mai grele? Să schimbăm atitudinea, să ne autocurățăm dacă doriți. Avem nevoie de această experiență și presiune din partea Comisiei Europene. Integrarea europeană este o soluție rapidă pentru aceste probleme de sistem. La finalul emisiunii, premierul a promis că atacuri asupra presei, precum cel de la începutul acestui an, când câțiva operatori de cablu au încercat să scoată postul Jurnal TV și altele două din pachetul de retransmisie, nu se vor repeta. Uite, peste o lună, două mă duc în vacanță, dar eu nu sunt deloc sigur că revenind o să mai găsesc postul ăsta în viață, pentru că avem atâtea atacuri. Eu vă doresc pe o odihnă plăcută și vă asigur că atunci când o să reveniți, totul o să fie bine. Doamne, primul.